Mergem mai departe pentru că suntem într-o perioadă în care suntem dezorientați, apăsați, îngrijorați, suntem nesiguri pe viitor, vedeți ce se întâmplă și din punct de vedere economic și nu numai. Trăim într-o perioadă în care totul pare de un imprevizibil uriaș și multă lume a intrat în depresie, ceea ce nu este deloc bine. Totuși există soluții să depășim aceste stări și până la urmă toată această nenorocire la urma urmei. Îl avem astăzi alături de noi pe doctorul psihiatru Gabriel Diaconu. Îl poftim aici alături de noi. Bună ziua, bine ați venit. Vă rog frumos, acolo lângă pacientul Radu Ciucă. El okay, este, ok. El este pacientul emisiunii noastre. Stai că va trebui să am grijă de ce și cum ating. Doctor psihiatru Gabriel Diaconu, pentru că este o perioadă extrem de complicată pentru oameni. Pentru noi abia începe în curând. Cred că mai degrabă, știi cum e, înaintea oricărui spectacol sau înaintea unui meci sau înaintea unei catastrofe, oamenii vibrează foarte tare. Sentimentul, în schimb, pe care l-am în ultimele zile este că la momentul la care lucrurile vor deveni reale, pentru că tu spui că românii exact... o să-și scadă anxietatea și se vor pune pe treabă, da. Adică tu spui că atunci când o să se comunice exact numărul persoanelor infectate cu COVID-19, nu? Atunci când o să ajungem la o realitate destul de aproape de adevăr, pentru că acum nu sunt suficiente teste, nu? Spui că atunci spun este că în ultimele luni s-a vorbit foarte mult despre ce se întâmplă departe și am văzut lucruri foarte urâte care se întâmplă departe. În China, mai recent în Italia, ne-am uitat mai puțin la ce se întâmplă bine departe. Hai să vedem ce se întâmplă bine departe, doctore, că avem nevoie de vești bune. Spre exemplu, sunt țări care au aplicat niște strategii, ce-i drept, foarte supărătoare pentru oameni, greu de înțeles pentru lumea, hai să zicem, liberă. Au impus niște restricții draconice, au impus izolare socială. Nu au rugat oamenii, nu le-au cerut, le-au impus. Și când ne uităm astăzi la o lună și ceva mai târziu, cum e Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, vedem că evoluția răspândirii patogenului este mult mai mică. Ne uităm și la modele de bune practici medicale. Sună oribil, spre exemplu, să iei drept comparator zone de dezastru, cum a fost China și Italia, și să spui, uite, învățăm de la italieni, învățăm de la chinezi, pentru că pentru moment uităm că acolo sunt, la fel ca și aici, oameni, familii, zgomotul morții care vine dinspre Italia, pe mine mă impresionează foarte mult, am fost de multe ori acolo. Cel mai recent congres la care am fost, a fost în Roma, am prieteni acolo, am colegi de breaslă acolo și să înveți din durerea altuia niciodată nu vine la pachet cu vreo plăcere. Dar în același timp înveți. Nu tot timpul în viață e luxul să înveți din cărți, uneori înveți în timp real și îți dezvolți strategiile în timp real. Ce trebuie oamenii să învețe, doctore, acum, uitându-se la emisiunea noastră? Pentru că sunt oameni care, exact cum zici tu, au o stare de anxietate destul de ridicată, se gândesc în același timp la ce o să se întâmple în viitor, pentru că, ok, nu te omoară COVID-19, dar uite ce se întâmplă din punct de vedere economic. Sunt oameni care se gândesc la un viitor pe care poate nu-l mai văd atât de luminos. Fiecare dintre noi se înscrie pe o curbă, să zicem, a educației, a înțelegerii, a valorilor. Poate că unii oameni sunt individualiști, poate că alți oameni sunt foarte altruiști, social. Mesajul, în schimb, de luat acasă pentru toată lumea este că, paradoxal, avem o mare șansă. Realmente avem o mare șansă. România are la acest moment răgazul să împingă la unison, absolut toți, mic, mare, rural, urban, să împingă în aceeași direcție. Nu e prima oară când facem chestiunea asta, cu toate scuzele, dacă unele apeluri sunt făcute la un trecut care unora poate că nu le este familiar, România a mai făcut astfel de gesturi. În timpul marii pandemii de influența, România a avut unul dintre cele mai bune și eficace răspunsuri. Era vorba de doctorul Cantacuzino, care astăzi conduce un institut. România a avut șansa acum un secol de a revoluționa inclusiv armata română în ceea ce privea răspândirea holerei și a dizenteriei. Dar crezi că acolo suntem acum? Cred că din anumite puncte de vedere este bine, chiar dacă oamenii sunt anxioși, chiar dacă oamenii trăiesc într-o stare de relativă negare sau minimizează într-un anumit fel lucrurile și mi-asum ceea ce spun, s-ar putea să fim într-un scenariu care abia își vădește prima pagină. Sunt mai mulți experți în această perioadă care discută despre posibilitatea că o să avem un prim val, nimeni nu are imunitate deocamdată, după care undeva către toamnă vor fi unii care au deja imunitate și care nu mai răspândesc boala și vom avea un al doilea val și un al treilea val. În schimb,
și acelora care propun scenarii apocaliptice. Și lor trebuie să le răspundem într-un fel. Și felul în care trebuie să le răspundem este că o anumită judecată, o anumită formă de înțelepciune spune că vrei să rămâi mereu în spatele valului, adică și în fața momentului, adică să fii proactiv câtă vreme ai timp, mai bine decât să fii reactiv și să începi să alergi în cerc când îți bate inamicul, da, în situația de față la ușă. Să fii proactiv pentru oameni acum presupune ceea ce am făcut și noi. Trebuie să vă ofer felicitări vouă, ProTV-ului. În viața mea nu am fost undeva și am fost în mai multe locuri și să există un protocol atât de transparent, atât de civilizat și atât de bine distanțat de igienă. Dacă oamenii nu înțeleg la ce mă refer, am intrat, a fost un filtru la poartă. Am fost condus în parcare, am rămas în mașină. O persoană echipată corespunzător cu mijloace de protecție a venit, mi-a dat să semnez chestionarul epidemiologic. După care am păstrat distanța, am venit, mi-am dat cu gel dezinfectant pe mâini, am păstrat din nou distanța și aici în studio avem o distanță de confort și aici este gel. Oamenii au nevoie să învețe din lucrurile astea și să se educe la ne adaptăm la toate aceste lucruri. E mult în afara rutinei de zi cu zi. Corect. Dar uite, vreau să te întreb ceva, pentru că ești doctor psihiatru și poate ajutăm pe oamenii în ce să facă când nu mai au speranță acum. Sunt oameni care sunt în depresie. În felul în care construim răspunsul proactiv, evident că atunci când o persoană resimte disperare sau epuizarea speranței, când le lipsește cumva ziua de mâine sau ziua de poimine, evident că au nevoie să se agațe de ceva. Când nu mai ai speranță, de ce să te agăți mai exact? Și există răspunsul și la asta. Agață-te de aproapele tău. S-ar putea că împreună mai găsim un pic de speranță, chiar dacă individual, poate că unul dintre noi și-a pierdut-o. Agață-te de comunitatea ta, de valorile comunității tale. Evident, se vorbește mult în această perioadă de felul în care Biserica Ortodoxă Română a negociat lucrurile, dar asta nu vrea să spună că oamenii sunt deposedați de spiritualitate, de parohilor, de duhovnicilor. Credința te ajută să fii solidar. Câte vreme mesajul este clar și transparent, evident că oamenii vor păstra, mai ales în România rurală, un cerc împreună bisericii. Eu am crescut în Ardeal. Am văzut pe Facebook foarte multe mesaje, de exemplu, de rugăciuni colective la ora 9 seara, foarte multe grupuri care fac aceste lucruri. Ceea ce sper că online. Da, nu, toate sunt online. Și de asta spuneam că văzând aceste lucruri, exact oamenii se raportează și la credință și își au speranța din aceste lucruri. Îți spuneam că eu am crescut în Ardeal și când te uiți la un sat ardelean de deasupra, vei observa că majoritatea satelor din Ardeal au în centru satului biserica și forma satului este cumva ca un fel de cerc de apărare, ca o potcoavă și mi-aș dori ca oamenii să vizualizeze imaginea asta pentru că la momentul de față lumea este cu fundul în sus. Și nu mai este biserica în centrul satului, este spitalul în centrul satului și nu mai este spitalul în centrul satului, este patul de terapie intensivă în centrul satului și ce face lumea este să facă o potcoavă în prejurul spitalului. Dacă facem cu toții asta, vor fi oameni care se îmbolnăvesc. Lor trebuie să le spunem și cealaltă parte de adevăr. Anume, 8 din 10 oameni fac forme ușoare, medii ale bolii și vor fi bine și nu vor avea de suferit. Și atunci poate că întreabă bine și atunci de ce ne agităm? Și răspunsul este foarte simplu, pentru că suntem români nu doar pentru noi înșine, ci și pentru ceilalți români. Și sunt printre ei bătrâni, bolnavi, oameni tarați. Da. Din punct de vedere al sănătății și uite că de această dată, chiar dacă în trecut tot ce am făcut a fost să ne batem cu politicul, să ne batem cu autoritatea, să spunem că există corupție și că sistemul de sănătate e în ruină, toate sunt poate ca adevăruri, dar de această dată scutul de care vorbesc îi oferă o șansă în plus la viața celuia care nu se poate apăra de unul singur. Bătrânul nu se poate apăra de unul singur, chiar dacă respectă draconic el însuși. Și știi care e culmea zilele acestea? Vârstnicii României au înțeles mesajul. Au înțeles mesajul, dar nu se pot apăra în momentul în care se atinge un anumit plafon de distribuție a virusului în comunitate, pentru că atunci, mai devreme sau mai târziu, vă contacta și ei boala. Uite, pentru că e bine să-i protejăm pe bătrânii, e bine să-i protejăm pe oamenii care n-au ajutor și pentru că spuneai de reguli foarte clare, chiar s-a dat o ordonanță acum, prin care, o ordonanță de urgență, prin care cei care sunt infectați sau nu sunt infectați, sunt în izolare și părăsesc domiciliu, pot să primească până la 15 ani de închisoare. Adică eu am învățat, Cătălin, să fie aceste reguli. Eu am învățat în rezidențiat, în formarea mea de psihiatru, că și aici urmează o metaforă, poți să conduci un măgăruș în trei feluri, cu morcov, cu un băț și cu motivație. Statul român deocamdată arată bățul.
Este ceea ce fac, de fapt, toate statele lumii. Dacă te uiți mai atent, le arată bățul oamenilor care sunt indisciplinați sau care nu aderă la acel set de valori. Dar ar trebui să le arătăm oamenilor și morcovul, prozaic spus, și ar trebui să-i motivăm pe oameni. Ca să-i motivezi pe oameni, ai nevoie să te duci transparent în fața lor și, dincolo de paternalism sau o să fie totul bine, să le explici realitatea crudă, dură, sumbră și să le dai un timp să înțeleagă. Și ce trebuie să înțeleagă oamenii este că între momentul de față, astăzi 19 martie, și Paște, în momentul Învierii, ne uităm la 3 săptămâni. În aceste 3 săptămâni, gestul fiecăruia va putea să condamne undeva la un, estimăm pe modele matematice, sute de oameni, poate chiar mii, sau să salveze sute de oameni, sau poate chiar mii. România este o țară creștină și, departe de mine să vorbesc în numele altora, dar am să o spun totuși. Este ceva în valența, în valoarea comună acestui popor de a salva și de a fi salvat. Sunt valori fundamentale și în situația de față, chiar dacă sunt mulți trogloditi, chiar dacă avem oameni care se întorc acasă din străinătate pentru că acolo au fost dați afară și nu mai iau de lucru și sunt supărați și sunt unii dintre ei fără direcție. Și lor trebuie să le spunem. Uite, astăzi există pronie care ți-a dat o șansă să salvezi o viață până la Paște. Ai puțin timp, dar ai de făcut 3 lucruri foarte importante. Dacă le faci, un om va trăi. Trebuie să-l motivezi pe om. Înțeles. Da, pentru că e o situație extrem de complicată și când spuneai acum că e bine să le spui oamenilor realitatea dură, iată, în Germania Angela Merkel le-a spus oamenilor că nu s-au mai confruntat cu asemenea criză de la al doilea război mondial. Și vorbea și acest lucru în Germania. Și de poate că asta de... îi sperie pe oameni și îmi dau seama că îi sperie pe oameni, sunt medic și tot ce le pot răspunde celor care afirmă chestiunea asta este așa. Eu văd în fiecare an câteva mii de pacienți. Mii de pacienți. Pentru că practică privată și așa mai departe. Și dacă ipoteza că adevărul sperie oamenii ar fi validă, ar fi trebuit ca pacienții mei care sunt fie pe medicație contra anxietății, fie sunt în terapie pentru tulburări de anxietate, să mă sune cu toții disperați în perioada asta. Lasă-mă să spun un lucru. Paradoxal, sunt tocmai pacienții care sunt în atenția psihologilor și psihiatrilor pentru tulburări de anxietate, care în perioada asta dau mesaje de încurajare. Este remarcabil, sună și spun, eu am o activitate destul de intensă în perioada asta de educație și spun foarte bine, spune adevărul în față, noi avem anxietate, atacuri de panică, dar nu suntem proști și nu suntem în negare. Suntem solidari și evident și când ești depresiv și când ai atacuri de panică, nu însemnează că ți-ai pierdut luciditatea, însemnează dimpotrivă că ești informat despre cum să te păzești mai bine. Să știți că puteți să-l căutați pe doctorul psihiatru Gabriel Diaconu pe Facebook, presupun că la fel, Gabriel Diaconu, da, nu? Și pe Instagram, Gabriel Diaconu. Mulțumim mult de tot, doctore, mulțumesc și să auzim numai de lucruri bune și să ne vedem sănătoși și la cap, pentru că e foarte important în perioada asta să fim sănătoși bună, la cap. Speranța e bună că o să avem un întâi mai bun dacă facem ce am vorbit azi. Ce ciucă, te-ai îndreptat repede când ai auzit întâi mai bun, te-ai și gândit că te duci la mare. Nu, eu chiar vreau să treacă perioada asta. Toată lumea. Cât mai repede. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, oameni buni, rămâneți cu noi, o să intrăm în legătură directă și cu dr. Mihail, Angel Damianu, să fie alături de noi, Cătălin Moroșanu. Vorbim despre toate aceste lucruri, avem și un număr de WhatsApp pe care l-aveți afișat pe ecran. Scrieți-ne mesaje, nu sunați pentru că degeaba e blocat, nu se poate suna, dar dacă ne trimiteți mesaje, noi o să colectăm toate aceste mesaje și o să le adresăm invitațiilor noștri. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și să nu uităm, copii, e pauza mare din izolare, de la 3 la 5 ați făcut temele de dimineață, acum e rândul nostru să vă mai ducem și zâmbetul pe buze și părinții să primească și informații extrem de utile. Mulțumim mult de tot, Gabriel Diaconu, așa îl găsiți pe Facebook și pe Instagram.